Astăzi vorbim despre energie, despre cum anume poți să ajungi seara acasă de la muncă, de la birou, din activitățile tale zilnice și să ai încă suficientă energie ca să te poți bucura de cei dragi, de relațiile cu familia ta, cu prietenii tăi. Sunt câteva idei simple pe care oricine le poate aplica și care vin din lumea performerilor, din lumea celor care fac în fiecare zi performanță la nivel înalt. Prima idee este legată de odihnă. Cum te odihnești? E foarte important să te asiguri că dormi destul și că dormi într-un mediu care îți permite un somn profund regenerator. Așadar, somnul profund se întâmplă de regulă pe o saltea foarte confortabilă, nu neglija acest aspect. În plus, un somn profund este ajutat de întuneric perfect. Dacă soarele trece prin perdea sau ai o luminiță albastră de la telefonul mobil sau de la televizor care este proiectată în încăpere, s-ar putea să nu-ți dai seama în ce măsură asta îți afectează somnul. Așadar, întuneric perfect, o saltea comodă și un somn cât mai odihnitor. În al doilea rând, o a doua idee importantă este modul în care te miști. În fiecare zi este necesar un minim de 10.000 de pași, chiar dacă nu faci sport foarte intens, a te mișca un minim de 10.000 de pași este necesar pentru că întărește sistemul imunitar și îți pune sângele în mișcare. 10.000 de pași se pot face în aproximativ o oră de mers intens și totuși majoritatea oamenilor care lucrează în birou, care fac muncă de birou, fac într-o zi aproximativ 2-3 mii de pași. Așadar, dacă vrei să faci 10 mii de pași într-o zi, acum există tot felul de aplicații pe telefonul mobil care îți măsoară numărul de pași pe care l-ai făcut într-o zi, pur și simplu mergi pe jos mai mult. Renunță la mașină pentru 1-2 drumuri pe zi și îți va fi ușor să faci cei minim 10 mii de pași.